Haideți să vedem, avem listate 4 exerciții, toate se fac la fel ca și poveste, haideți să le luăm, să le punem în fapt. Deci, ce am spus că facem? Vedem grupurile că sunt finite. La primul le vedem elemente, vedeți, la 3 aici o să fie o problemă că avem A la N. Practic, A la N ar putea să fie o infinitate de matrice, dar desigur că matricea asta, când o voi ridica la a doua, la a treia, să văd ce se întâmplă, la un moment dat se vor repeta. Ca puterile lui, de exemplu. I la 1, I la 2, I la 3, I la 4 și apoi la loc putere, la loc comanda le refac. Haideți să începem cu 1 pentru început. Deci avem grupul acesta și cu înmulțirea. Vrem să arătăm că e grup abelian. Îi fac tabla. Operație de mulțire. Pun elementele 1i minus 1 minus i. Ca să văd comutativitatea pe tablă, atenție! Trebuie elementele să fie în aceeași ordine jos, deci nu pun cum vreau eu. Deci le pun în aceeași ordine. I minus 1 minus I. Și acum le mulțesc, adică le compun. Aceasta este o mulțire uzuală. 1I minus 1 minus I. I, I ori I este minus 1, că I pătrat. Minus I minus I pătrat 1. Apoi minus 1 minus I, 1, I. Apoi minus i minus i pătrat, încă o dată, i pătrat e minus 1. Minus i pătrat 1, i, i pătrat minus 1. Și acum spunem, deci, steluță bine definită. Sau cu alte cuvinte, lege de compoziție internă pe G. Lege de compoziție internă pe G.